Niște copaci care, iată, e vicini tățăl copaci. Uite, sub, să ajungi sub asta. Da. Și nu-ți curățit și la nimeni, nică nu le faci. Nu. La dânsă s-o apucat de capul ei. Suntem la Cahul, la doamna Galina Dermenji, care a murit. Azi o trecem în ultimul drum. Uite, uitați-vă aici. Azi e ultimul drum și că copacii ei care încurcau la toată lumea. Copacii încurcau la toată lumea. Dar eu, oameni buni, vreau să vă dau un anunț, luat și distribuit. Doamna Galina Dermenji lucra la grădiniță ca spălătoreasă. Și are un copil cu dizabilități, că e deja noi, dar copilul a rămas. Oameni buni, am venit în coași să trecem cu Lucie, suntem cu Lucie și cu Vadim de la Cahul, pentru că nu putem rămâne indiferenți, am dovedit și am petrecut, a venit foarte multă lume, dar vreau să vă spun, în seara de... Eu decedat vineri dimineață, joi seara eu am vorbit cu dânsa. Și vreau să vă spun că miercuri seara am vorbit, mai scurt nu țin mintea mea, nu pot să vă spun, că e treia zi astăzi, am vorbit cu ea și ei ne-a spus că o lepădat la grădiniță din cauză, e că asta e cu sumca, asta e șefa de la grădiniță, toți lumea care au probleme să alege câte un om care iubește dreptatea, spune tot adevărul, și nu în cap, doar noi știm câți oameni au fost dați afară și se duc pe urmă prin judecată și se restabilesc. Asta cu consilierii, Consiliul Raional Cahul, primarul i-a dat voie să intre la lucru cu fetița, pentru că fetița se simte rău. Fetița are 27 de ani, doamna Galina a îngrijit de copil cu dizabilități de gradul 1, care oameni buni, astăzi rămâne copilul rămâne soțul tânăr, încă trebuie să muncească. Statul nu-i dă un leu de una, statul nu-i dat un leu de una. Și zână de la grădiniță o insistat cu consilierii raionali, de la Consiliul Raional Cahul, au venit într-o fugă, sampistanțe, au venit o fugă, au venit la grădiniță și i-au zis cu alungă de la lucru. Și uitați-vă de la șeie că este stresat tare, m-a sunat și atunci. Și seara m-a sunat și i-a dus la grădiniță, ca voi să înțelegeți, i-a dus la grădiniță fără buletin de boală. S-a dus pur și simplu că eu stat rău, fugit la Chișinău, la medicul, a venit înapoi acasă și a murit oameni buni. A murit, a chemat ambulanța nu a făcut nimic, avea bătăile de inimă mari, deci așa suferie sărmana, așa că asta este. Vreau să vă spun că toți care vor dreptate la lucru, la buget, care lucrează la stat, la buget, și nu în cap de lucrători, nu în cap pentru că vor dreptate, și-a făcut copilul și ala că venea și s-a dat lângă mama ei, și lucra mama, copilul lângă dânsa, și e mai sigură că fata se simte rău, 27 de ani, copil cu dizabilități, ei era tuturi. O venit pentru și 3.000 de lei, că nici nu avea 3.000 de lei pe lună. Statul nu-i dă nimic la un copil cu dizabilități, i-a dat mamei, dar e suferit foarte mult după fata asta. I-a spus să o ducă, așa, de la Sanepid, i-a spus de la medicina preventivă, cum se numește, cu zâna împreună, i-a spus să o ducă la Moscovei. O să duceți-o la Moscovei, la școala internat. Luați și distribuiți să audă toată lumea, să știe toată lumea. Eu nu pot. Femeia asta care a luptat pentru adevăr, eu nu pot să nu spun adevărul. Pentru asta am venit în coașe să vă spun că la mine Facebook-ul e închis și pe Lucie vă face catolic. Toți copacii ăștia pentru care au luptat ea. Toată lumea are copaci pe margine. Eu rup copacii și eu rup ce-au făcut și-au vrut și primarul dintr-însă și tot, și soția, și poartă tot așa au rămas, dar cu tot cu ocupată, ilegal, cu cât au luptat, uite, au lăsat niște trandafiri, au lăsat ceva frumos vis-a-vis de casa ei, ea cât au lepădat casa și-au plecat, oameni buni. Eu le pădat și lucru, ca să mă înțelegeți, că e așa de tare eu stat rău și o să-mi țut rău, eu le pădat și lucru fără buletin de boală. Pentru că din sat, de aici, de la Borlacu, trebuie să ajungi la Cahul, la
Medicul de familie, că medicul de familie în sat, ei n-au, mă tinc, sau... Ceva este, mă tinc, în măsură medicală, ceva, nu știu. Medic de familie n-are și la Cahul trebuie să ducă la medicul de familie. Și-am rugat-o, Sara, te rog frumos, cheamă ambulanța, cheamă Galea. Am să chem, dar nu vecuie lipăda copilul cu dizabilități, chiar să o iei ambulanța la asta, nu vecuie. Copilul e de gradul întâi și statul nu are grijă de așa copii. Știu că am frate și lupt cu copii cu dizabilități și lupt cu tot și cât a rugat-o, Galea, făi, te rog eu frumos, du-te, tu ești tutori, ții statul, trebuie să-ți dăi bani, du-te la asistența socială, nu a vrut să îmbli cu mâna întinsă la stat, nu a vrut. Și zâna de la grădiniță nu a încăput șefa, oameni buni. Ai scălit acolo de la grădiniță încă cineva împreună cu șefa să n-aibă și căta la lucru cu fata. A fost hărțuită la lucru, de Doamne ferești, nu destul de tamara rotari care au hărțuit-o pentru copaci. Ăștia că asta e cu mătră, asta boișteanul care e cu mătră. Ei cu gardul, cred că au ieșit cu poartă cu gardul și nu i-a făcut nimeni cu oameni buni. Nu i-a făcut, dar femeia, uitați-vă, cum spune e, drum nu-i, vă arăt, drum nu-i, că mai fost aici la dânsa la poartă și am mai făcut. Ia uitați-vă și drum. Vedeți, oameni gospodari și-au făcut, și-au gândit cum să iasă, cum să intre. Drum nu-i și spune tot timpul, drum nu-i și sfărâmă drumul. Și pentru asta, Doamna Maria, zice, luptă pentru că au pus chetri, au pus ca stâie malul, stâie drumul, cu cine n-am mai avut drum aici niciodată, înțelegeți? Și nu-i, gata, am pierdut o luptătoare la Cahul, am pierdut o luptătoare la Dondușeni, că ei sunt mai mulți hoți, talhari, criminali în statul ăsta, care ne hărțuiesc cum vor ei, că iau tătă mâini, începând de la, eu v-am spus totdeauna, cine în sat e cel mai șef? Medicul, doctorul, popa, șefa de la grădiniță, șefa de la școală, directoarea de la școală, gata, criminalitate, și primarul, criminalitate. Și consilierii și care să alegi ca să facă dreptate în sat, ei fac dreptate cu ei știu, că consilierii, uitați, la dânsa nu a ajuns. La dânsa nu a ajuns copacii la linie. Doamne ferește, atâta nevoie, variante, că îi spune, a să-i frezez. Am să-i frezez în sus și n-am să ajungă la linie, nu a ajuns copacii. O purtat-o pe drumul și o amendat-o cu 9 amenzi, au făcut mintaraia din sat, de la Cahul, 9 amenzi. Au făcut 12 dosare penale, oameni buni. 12 dosare penale, 9. O hărțuit-o în stângă consilieră din sat, Tamara Rotaru, șefa grădiniței, Dzână, nu știu cum e familia, Consiliul Raional Cahul, e să duci la Consiliul Raional Cahul, ce să fac cu fata, e lucru, nu vrei să-l lepede, mai are 9 ani până la pensie. Înțelegeți? Nu a vrut să lepede, munșie pentru stat, 2000 și ceva de lei, dar el spune, eu am nevoie de pensie, eu am să ajung la pensie, eu am nevoie de pensie, am muncit toată viața, vreau pensie la urmă, că n-ai, nu, în sat nu găsești de lucru. Și zâna au hărțuit-o cum a vrut, s-o iscălit ele acolo, vă două gospodine la grădiniță. Vă două gospodine la grădiniță s-o iscălit cu zâna împreună, că ies în aibă și căta la grădiniță. Și eu o lipădat de la lucru, s-o dus, fără buletin de boală, fără nimic, o alergat la Chișinău, la medic, avea medicul ei care stătea la... Strigă, nu știu care acolo. Care stătea la Chișinău, la medic, era tot timpul la medic, sub supraveghere. A rebionă, vă tăcă, e staniță. Уже, понимаешь, cât greutatea lipădat e, sărmana o lipădat e pentru soțul și pentru copilul ei, care ei nu sunt țară, oameni buni. E tot timpul spune, ea are grijă de casă, că eu am făcut o casă din cu mâinile ei și are grijă de casă, nu poate lipădat pentru copilul ei, cu dizabilități, nu-l poți duce unde vrei tu și cum... Și tuturor îi spunem, leapă de lucru, nu se merită să lupți cu zâna de la grădiniță pentru... Tu e spălătoreasă, zic, leapă de lucru și ala de 2000 și căpiși. Statul nu i-a dat un leu de una pentru copil, i-a dat copil de gradul întâi cu dizabilități, ieți în tuturi să duc copilul să mâncească. Și au spus, dă-i 10% din leafa ta, dă-i ei. E că așa au avut doamna Galina. Eu am vorbit la ora 10 seara, am vorbit cu dânsa, am sunat-o personal, că știam care probleme și cum sunt și zic și mai departe, că cu ce au spus, am lipădat lucru, nu vreau buletin, nu vreau nic, nu vreau. Și fetița ei se duce la magazin, după pâine. Trimis-o după pâine, că nu se mai putea nici ca deja nici după pâine. Și-o trimis-o după pâine la fată. S-a întâlnit zâna pe drum și-o spus, a să-i spui lui Măta să vii până la mine. Nu și-o permis să ducă acasă, creadă că omul într-adevăr e rău, că eu o dus-o la așa ceva.
Să știți și luați și distribuiți. Pe mine m-a blocat pe Facebook de atâta oameni buni până pe 8 ianuarie. Oricum, eu am venit să redau dreptatea în continuare, să nu lăs așa să ducă și să râdă Tamara deja pe minciuni, pensat, nevoie, variante. Terminați-o cu minciunile, cu pomenele, cu popa, cu tăzi la oaltă. Că popa, Doamne ferește, ce făceam aici când eu am strigat că o vrut un pământ zână de la grădiniță, dabilă eu, cum se zice. Înțelegeți? Asta este. Că el nu a vrut 3 zile, el nici nu a mâncat nimic, oameni buni. Nu a mâncat 3 zile. Da. Și și țărnă ușoară, noi am venit și vreau să vă spun numai decât distribuiți să ajungă și la zână. Zână o auzit, că eu am spus, femeia asta o iubit dreptate și eu am venit să spun dreptate. Eu nu pot sta când eu am sunat-o la ora 10 și seara eu am sunat-o. Și ei mi-au spus tot. Dimineața o găsit-o moartă în casă și o găsit-o fetița asta care cu dânsa locuia amândouă și fetița i-a spus la soră că mama e moartă, mâinile sărăși. Oameni buni, distribuiți și să-i țărnă ușoară, greutate mare o lipădați, că eu lupt cu copiii cu dizabilități, că toți să înțeleagă că ei s-lăsați cum fratele meu i-a lăsat, nu-i dă statul nimic pentru căldură, iarna, nu-i dă nici un leu. Eu zic, uitați-vă că asta nu se merită, dar vă spun, cum tu să dai acum cu gazul, dai la unul care are bani, nici nu te duci să controlezi, tu îi dai lui, ai unul care cheltuie mai mult, îi dai, văd că lumea postează, eu nu știu, nu mă uit, dar lumea văd că postează, chiar cu vocea mea postează, că 2000 de lei le-au dat la gaz, le-au dat de asta ceva procente acolo, 2000 de lei le-au dat la gaz, că 6000 avea de plătit și 2000 minus 2000, 4000 le-au plătit ei, 2000 le-au dat statul, dar fratele meu, perioada rece a anului, din 2013, fiind invalid, nu i-a dat statul un leu de ună. L-a zis să-l ținem noi, că eu trăiesc bine și să am grijă de fratele. Așa și e. Nu a primit pentru copilul ei cu dizabilități, nu a primit nici un leu de ună de la stat. Tot a făcut cu mânuțele ei, o lipădată astăzi tot și a plecat. Noi am venit, am petrecut-o și țărnă ușoară și să rămână așa în amintirea noastră. Nu am arătat-o pentru că asta vreau să vă spun, că oamenii ăștia care lucrează la stat și când încep să-i hărțuiască, îi găsește și vrei, numai să-i poată da afară de la lucru. Noi știm prea multe lume care i-au hărțuit, lumea intră în depresie, pentru că slujesc statului ani de zile și la urmă sunt aruncați așa, ușor, afară. V-am arătat așa oameni de la spații verzi, care toți trei oameni au dat afară ca pe câini, de la lucru toți au câștigat. De la asistența socială, tu trebuie să trăiești sub picioarele lor, că ei șefa, zână de la grădinița din satul Burlacu. Nu știu cum e familia, e zână că lumea o cunoaște. Zână de la grădinița, că vedeți, oamenii au făcut egal. Trandafiri, fix așa și eu au făcut, la dânsa la gard de vale, ca să țină copacii, vedeți cu pământul se duce și m-ai arătat filmări de aici. Și lumea au pus câte un copac ca să păstreze pământul, să șadă. Înțelegeți? Am petrecut o luptătoare tare, care a vrut așa prin sate să mai facă o leacă de, că-i Doamne ferești, drum n-au, nimic n-au, să duc la Consiliul Raional și ce să face la Consiliul Raional, nimic. Să duc și să împart banii la Consiliu. Ați văzut și în Chișinău ce face Andrei Năstasa, ăsta care se împarte cu Vănușa ce bani și tot așa mai departe. E jale, nu știu, țara asta rămâne fără cetățeni. Cred că după dânsa, înțelegeți, deci, Doamne ferește, deci, trebuie să închideți gura în sate, trebuie să închideți gura, că șefa de la grădiniță și cu popa și cu tot, ei te îngroapă, ei te scoală, ei te hrănesc, ei te zăcăzuiesc, ei știu cum să te conducă cu viața ta. Să închideți gura și stai, nu cumva să deschideți gura. Șefa are probleme, ea are putere la Consiliul Raional, la primar, tot locul. Trebuie să închideți gura, să o slujești, înțelegeți? Ei au hrănit pe și de la Sanepid, înțelegeți? Au venit, i-au pus la masă, i-au hrănit și pe gale i-au spus tăți, i-au scălit să n-ai și căta la lucru. Femeia asta care a slujit toată viața la grădiniță. Să n-ai și căta la lucru, gata, s-au scălit tăți pentru dânsă, înțelegeți? Că se mănâncă unul pe altul, nu în cap. Nu se uită că femeia asta are un copil cu dizabilități, să o ajutăm tăți împreună. Nu, trebuie să o îngropăm. Ei stau pe șticotare, iau bani. Noi trebuie să o îngropăm. Dumnezeu să o odihnească și să o ierte și vă spun, luptătorii unul câte unul pleacă hoții la putere. La Cahul, eu am sunat la Consiliul Raional, oameni buni, este un număr de mobil de la Mulțel, 07. Și el s-a luat, el în concediu și s-a luat telefonul cu dânsul. E că intrați la Consiliul Raional și vedeți. Și eu l-am sunat.
Că ați vărât femeia și ea în pământ, ați venit repede de urgență la, în satul Burlacul de la Cahul cu două mașini, cu șofer, cu căroliu de alături, de sanăpid, ieți copilul, du-te acasă, gata, noi am rezolvat, gata, ți-o, te-ai dus. Înțelegeți? Și că s-a dus femeia în pământ pentru că lumea suferă. După aceea i-am spus de câte ori, stuchește și întoarce și du-te de la grădinița și stuchește și du-te, eu n-aș lucra pentru banii și 3.000 de lei. N-aș lucra, înțelegeți, de aici, de în sat, unde te duci în altă parte, toată viața am lucrat aici. Asta este luat și distribuit și cred că când ne revin, am să încep iar, dacă ne-ar mai da pace, voi să mai spun, să vă mai spun că ceva, că e jale mare. Nu știu noi când scăpăm de tot. Nu există în lume hărțuială asta, cum hărțuiesc aici. Nu există la lucru unde tu slujești la stat și hărțuită de zână, că zână ce de viața ta. Zână decide, copilul tău, zână, primarul decide, asistență socială. Nu se poate da bani. Doamne ferește, dă să-i numărăm, că bărbatul aduce bani de piscotare. Băi, copilul de gradul întâi, 27 de ani, e sărmană, s-o chinuit și-o lipădat copilul ăsta. Înțelegeți? Copilul l-a lipădat. Cui? Bărbatul, cum? Cu atâta greutate, tu, încă tânăr să fii, să muncești, să duci mai departe. Cum? Întrebați-vă. Cum? Cineva se gândește la un copil cu dizabilități când el rămâne? Nu, l-a pierdut și nu interesat. Și ca să-i faci și dizabilitate, să-i dai voie, să-ți dai voie, că să-ți dai și nișasne 3.400, trebuie să stai în rând la dânșă încă, în rând ani de zile, și încă trebuie să stai să închizi gură, să-i duci lor bani, doar s-o demonstrat. Că aici care dau grupa ei eu cu 300 de euro, doar s-o demonstrat, s-o arătat, s-o șăzut, s-o ieșit și de la șoldănești, s-o arătat măsa lui Bălănici așa, care lua cu 300 de euro. S-o pus tot și s-o găsit, cum dă grupii, cum dă grupă, fără 300 de euro nu-ți dă grupă. De ce mă-i dă-ți o dă, Ion Friș, parcă o dă de la dânșul din buzunare, oameni buni. Nu vede cum îi se schinui cu un copil cu dizabilități, îi vii statul ceva, cum este pișticotare, îți vine de la poartă, îți ia copilul cu autobusul, ți-l duci la un centru oricare, ți-l duci seara acasă, ți-i o leacă de puțin să nu duci greutate. De aici i-a lăsat copilul acasă și-a pus cremeri peste tot, nu, Tamara, o mânca și cu cremeri. Tamara o mânca rotarul, deși are cămeri. O scris o dat caracter personal. Doamna Galina o biruit pentru că cămeri lipsă pentru copil, să nu se ducă în drum, sunt pentru dânsă, în ograda ei și are dreptul. Deși și-o pus cămeri. Eu pus cămeri că se vadă copilul și face acasă, el lucra și din când în când o mai controla. Să și țărnă ușoară și oameni buni. Statul ăsta, fugiți dintre înși, dar și care sunteți pșticotari, aici nu-i nimic, oameni buni, nu-i nimic. Nici ambulanță, nici nimic. Vine ambulanța, cheltui benzină, deschidem acolo, de acolo nu-i nică. Cum mi-a arătat și nici. Tu vezi că nu avem nică, hai cu noi la spital, că noi nu avem nică cu noi. Noi venim de formă cu sumca sub țoară. Mă iau acolo tineri și haidem la spital. Și gine că m-am dus, că atunci când avem eu pneumonie mare, ies-o jăluie cu doare în piept. O durere în piept tare, infarct, oameni buni, de la stres. Stat de rahat. Fugiți din statul ăsta, tineretul care sunteți, fugiți! Vreți să notați prin globul ăsta? Fără leafă și să-ți decide viața ta popa, șefa grădiniței, primarul și gospodina de la... Și mai este pe aici, nu știu, medic de familie, n-au, nu cred că au. Și aici știți că aici în satul Burlacu, aici e și vin zavodului Stoienoglu, oameni buni, știți la mine. Ia că acolo știe. Că e intrare în sate, că acolo se vede vinzăvodul lui Stoianoglu, care are acolo doli el, are cot parte. Distribuit și asta este viața, Dumnezeu să o odihnească și... Nu-i dat nimic, nici ambulanța, nici medici de la Chișinău, ieși la Chișinău, s-a dus de ies armana de stres, că s-a duc fata la, înțelegeți corect, fata cu dizabilități 28 de ani, două la Moscovia, acolo nu este un internat, două, deci cum să-mi duc fata? Cum să-i duc fata niciodată în viață? Ceea că, vedeți? Distribuiți. E jale mare.